Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un episod din Clash Royale. Da, fraților, ne jucăm Clash Royale aici pe acest canal. Am văzut chestia asta la mulți youtuberi. Mi s-a părut foarte faină și am zis de ce nu măcar să încerc un episod să văd ce iese. Eu n-am mai jucat Clash Royale de destul de mult timp. Am băgat acum un meci rapid, am câștigat. N-am mai jucat, stați să încerc să vă zic de pe când am mai jucat. N-am mai jucat de 39 de zile, am jucat un meci acum 4 minute, l-am câștigat, am zis ok, e bine, nu zic nu, m-am încălzit un pic ca să nu mă fac complet de râs în acest episod și o să mai câștigăm câteva meciuri și vreau să deschidem acest chest, să vedem ce se ascunde în interiorul lui. Sunt destul de nerăbdător, cu atât mai mult că avem și acest challenge, Triple Elixir Challenge. Cred că o să joc mai întâi încă un meci aici. Iar după aceea vom juca la Triple Elixir Challenge. Hai să vedem cine este. Văd că omul ăsta e cu nivel mai mic decât mine. Nu știu dacă să mă bucur sau nu. Deoarece înseamnă că joacă bine, cu toate că are cărți de nivel mic. Iar eu n-am mai jucat de ceva timp. Hai, că dăm și un contraatac acum. Ok. Am pus ăla foarte prost. Aștept să văd ce face. Între timp mi se încarcă și mie elixirul. Ok, am înțeles. Am pus armata foarte prost. N-am ce să-i fac în schimb. Ok, și am dat jos primul turn. Asta e destul de bine. Îi dăm damage ca lumea și în cel de-al doilea turn. 600 HP. Eu zic că e foarte bine momentan. Hai, n-a apucat să ajungă minerul înainte. Însă e în regulă și așa. Acum așteptăm deoarece n-avem ce să facem fără elixir. Este bine, presim că o să fie încă un meci câștigat. Adică șansele să ne dea jos cel puțin două turnuri sunt destul de mici. Wow, e o nebunie acolo. Ok, are o strategie bună, însă nu îi va funcționa. Contraatacăm. Încerc să-i dau jos turnul. Și este un meci câștigat. La limită, aproape ne dă jos și celălalt turn. Ideea e că aveam barbaria acolo și erau pregătiți să îi dea jos turnul cel mare. Deci putem zice că a fost o victorie bună. Hai să jucăm un meci și aici. Să vedem ce ne așteaptă. Tot nivel 9. Nu știu dacă indiferent ne dă nivel 9. Nu mai știu cum funcționează. Și-a consumat elixirul acolo, deci o să încerc să... Ok. N-a funcționat. N-a funcționat deloc. N-a funcționat chiar deloc strategia noastră. Ideea e că...
Ok. No, ajung și cu rage-ul acolo. Bă, de unde arată elixirul? A, e X3 elixir. Corect. Hai să încercăm să-i dăm jos măcar un turn. Însă nu știu dacă vom reuși. Joacă foarte bine, nici deck-ul meu nu este, cred că este unul foarte bun, însă ne descurcăm cu ce avem. Am pus astea greșit, mai întâi trebuia să pun dragonul și apoi minionii. N-am mai avut ce să-i fac acolo. A jucat foarte bine. Haideți, totuși, poate câștigăm și un match la challenge în acest episod. Ar fi frumos. Problema cu challenge-urile este că îmi scade un nivel la minioni. Eu am minionii de nivel 10, mi dă de nivel 9. Ar trebui să am un avantaj cu acest challenge, deoarece am un deck care consumă foarte mult elixir și se încarcă repede. Acum, cam X3-ul. Însă, nefiind obișnuit, îmi este destul de greu. Ok, i-am dat jos turnul aici. Nu, ok. Aproape. Aolo, am pus foarte prost săgețile acelea. Din păcate. Însă avem avantaj, dacă vedeți. Hai să ne gândim repede ce putem face în această situație. Și s-ar putea să fie prea târziu, din păcate. A jucat foarte bine și el. Am observat că nu mai sunt în niciun clan, deoarece n-am mai intrat de mult în joc. Și probabil am fost dat afară din clanul meu. Asta este. Ok. Măcar acest meci trebuie câștigat. Dacă nu, ar fi destul de trist pentru noi. Ok, tocmai și-a irosit săgețile pe barbarii mei, care nu pierd viață de la săgeți, da. Ok.
Măcar acest meci trebuie câștigat. Și presimte că va fi o victorie. Este foarte multă acțiune în acest gen de joc și îmi place. Este foarte distractiv. Însă o secundă de neatenție te poate costa meciul. Ceea ce este foarte periculos. Hai să încercăm să oprim acel hog, însă nu știu dacă putem înainte să ne dea jos turnul. Am reușit cumva. Și acum intrăm pe contraatac, punem tot acolo și avem șanse să-i dăm jos toată baza acum. Și probabil va mai trebui un push până să reușim acest lucru. Ne-a dat și el jos turnul. Era și cazul. Și atac pe partea opusă. Nu știu dacă mai are ce face. Și este prea târziu. 3 stele. 3 coroane, de fapt. Hai să deschidem crown chest-ul. Să vedem ce se ascunde în interiorul lui. 500 de gold. Am deblocat lilieci. Mamă, când jucam eu nici nu existau chestiile astea. Nu știu ce sunt, la ce mă ajută. Barbarii nu mai joc cu ei de ceva timp. Tombstone. M-a terminat cu chestiile astea. Hai să vedem și în free chest ce se află. Iarăși barbari. N-am și un noroc la o legendară, la ceva. Hai cu legendara. Lilies din nou. Super. Ok. Se pare că n-am avut nimic noroc în chestiile astea. Poate o să avem noroc în epic chest. Hai să vedem ce se ascunde în interiorul lui. Și gardieni. Nu știu ce fac ăștia. Super, super. Chiar joc cu cartea asta. Este forță. Este blană de liliac. Și ultima. Aici o să ne pice foarte multe. Sper să-mi pice ceva din ceea ce am nevoie. Doamne ajută. Și mi-a picat X-Bow. Trăiți, ar familia. Ce scărțile astea. Zero gold. M-a terminat pe viață. Nu mai joc. Asta a fost tot, fraților, pentru acest episod. Mi-au picat lilieci. Nu știu ce fac. Hai să ne uităm și noi repede la ce sunt bune nonorocirile astea. Câte spawnează în primul rând? Spawnează 4. Dau damage 32, mog, la nivel 1. Hai să vedem cât dau la nivel 9. 67, spawnează tot 4. Au hit point 67. Au hit point-ul și damage-ul egal. Dau câte un hit pe secundă. Se mișcă foarte repede. Și comparativ cu ce folosesc eu, adică Minion Horde. Astea, în primul rând, consumă aproape de 3 ori mai mult. Dau puțin mai mult damage, dar sunt și level 10. Hai să ne uităm la level 9. Dau puțin mai mult damage, 84, și celelalte aveau 74, parcă ceva gen. Hit point-ul nu e cu mult mai mare, însă, na, se simte clar că e mai mare. Se mișcă mult mai încet, dau tot un hit pe secundă și primim 6 în loc de 4. Nu știu dacă se merită înlocuite. Avantajul acestora este că costă doar 2 elixiri, ceea ce este un mare avantaj. Însă, până o să le fac de level 10, o să-mi iau o eternitate, așa că o să rămân la scumpii mei, drăguții mei minioni. Însă, fraților, asta a fost tot pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut să fac acest episod, probabil o să continui cu seria. Dacă și vouă v-a plăcut, apăsați butonul de like pentru a mă susține în continuare. Până data viitoare, eu am fost Lolbook și v-am salutat. Ciao!